Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, dragi confrați preoți, dragi frați și surori în Domnul, suntem chiar într-o zi de sărbătoare care încheie misiunile aici la Săboani și mai ales deschide o primăvară a muzicii în această comunitate prin întoarcerea acestei orgi să încânte inimile și să laude pe Dumnezeu. Aș vrea să încep gândurile pe care vi le împărtășesc plecând de la Cuvântul lui Dumnezeu, povestindu-vă o experiență pe care am avut-o și eu la niște misiuni. Erau de fapt primele mele misiuni ca și seminarist. Am avut ocazia să ajung la Roma împreună cu alți colegi și să continui acolo perioada de formare. Doar că noi începeam anul universitar sau anul de formare ca seminariști, nu direct la școală, ci mergând în misiuni. Adică eram trimiși într-o parohie cam o săptămână, seminariști împreună cu niște preoți, pentru a trăi în acea parohie, pentru a ne ruga cu oamenii de acolo, pentru a vizita familiile, pentru a asculta împreună cuvântul lui Dumnezeu. Erau misiuni în parohie, dar misiuni și pentru noi seminariștii împreună cu preoții. Lucrul era foarte interesant, gândiți-vă, nu știam prea multă italiană, că atunci când am ajuns în această parohie la periferia Romei, cine știe cartierul Torre Angela, care nu era așa de bine vestit, oricum parohul îmi spune, ai grijă că vei merge la o familie foarte frumoasă, dar să nu te sperii dacă ți se va spune de multe ori grație, mulțumesc. Vei merge la doamna mulțumesc, a la signora grație. Despre ce e vorba? Ajung acolo, intru, sunt primit în familie, mi se pune cina, stăm la masă, la sfârșit încropesc eu în grație, dar mai mult îmi spune, nu, eu mulțumesc, eu grație. Îmi dau niște șoșoni, la pe care i-am și acum, pentru că au văzut că era cam frig, grație, îmi spune ea. Nu, eu grație, eu mulțumesc. Și nu știu cum să vă spun, orice lucru care îl făcea pentru noi, eram împreună cu un alt coleg seminarist, orice lucru pe care îl făcea pentru noi, ne spunea mulțumesc. Am înțeles de ce au numit-o doamna mulțumesc, la signora grație. Pentru că, de fapt, ea ne spunea, îți mulțumesc că îmi dai ocazia să fac un dar, să fiu un dar pentru tine. E un lucru minunat, nu? Iubiți frați și surori în Domnul, e un lucru minunat să putem fi un dar pentru alții. E un lucru minunat să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem fi daruri unii pentru alții. Dar mai ales un lucru divin, dumnezeiesc, să putem primi darul inimii, preasfintei inimi a lui Hristos, care este Euharistia, împărtășania. Dobândește-ți o inimă și vei putea fi mântuit. Au fost cuvintele care ne-au însoțit în aceste zile. Dobândește-ți o inimă, inima ta, dar mai ales dobândește-ți o inimă, inima Domnului, pentru a putea fi mântuit. Și vă invit ca la această Sfântă Liturghie să intrați în mișcarea darului. Nu vă faceți griji, nu este o nouă mișcare civică, politică, nu vă liniștiți. Este o mișcare spirituală. Cu asta se ocupă biserica. Cu mișcarea darului. Care este această mișcare a darului? Veți vedea, după ce se termină predica, sperăm cât mai repede, veți vedea după și după crez că vor veni niște credincioși care vor aduce aici în față niște daruri. Pâine, vin și după aceea alte daruri. Episcopul le va primi în mâinile sale. Apoi aici, pe altar, le va așeza și va face o rugăciune de binecuvântare. După aceea va face o rugăciune extraordinar de puternică și frumoasă, care începe cu sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru și se încheie cu cel mai puternic amin pe care îl poate spune un creștin.
la prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, o rugăciune de aducere de mulțumire. După aceea, în persoana lui Hristos și în numele Lui, va lua pâinea și o va frânge. Din acea pâine frântă se vor împărtăși episcopii, ceilalți din altar, dar toate ostiile pe care noi le vom primi, să ne gândim că fac parte din acea pâine frântă. Și se va întâmpla un lucru cu totul minunat. Mai țineți minte, a început mișcarea venind aici la altar, darurile au fost puse pe altar și acum darurile îndumnezeite se vor întoarce la noi și dumneavoastră veți veni și vă veți împărtăși. După aceea veți primi binecuvântarea și vă veți bucura de un minunat concert de orgă, de un alt dar. După aceea veți ieși afară, vom ieși afară și vom împărtăși, ne vom dărui cuvinte de binecuvântare. După aceea vom merge la casele noastre și vom împărtăși experiența pe care o am avut-o. Vom dărui altora alte cuvinte de binecuvântare, poate cu cei care sunt departe. Le vom povesti, le vom face un dar. Și vă invit ca în această seară să o imităm pe Doamna Mulțumesc sau Signora Grație și la sfârșitul zilei, când ne vom culca, să-i spunem: Mulțumesc, Doamne, că am putut deveni un dar. Asta face Hristos cu noi. Hristos ia în mâinile sale viața sa. Îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru această viață, pentru persoana sa. Frânge pâinea. Se frânge pe sine pe cruce pentru ca să dea rost, sens frângerilor noastre, dar mai mult pentru a ne arăta până unde merge iubirea lui Dumnezeu și pentru ca să se nască în noi căința inimii în fața iubirii sale. Dar toate acestea, știți cu ce culminează? Ne spun Evangheliile, a luat pâinea, a mulțumit, a frânt-o și a dat-o lor, a dăruit-o. S-a dăruit pe sine. Toate celelalte lucruri își găsesc sensul în această dăruire de sine, care a culminat pe cruce și în înviere. Și din acel mormânt gol a explodat o mișcare a darului, care a cuprins întreaga lume, care a schimbat sensul vieții multor oameni și care ajunge astăzi și la noi. O mișcare a darului de care noi suntem recunoscători. O mișcare a darului care a cuprins și comunitatea din Săboani acum 100 și ceva de ani, când a primit, a făurit această orgă și acum își redobândește strălucirea. Tot mișcarea darului. Vreți să faceți parte din această mișcare? Mișcarea darului, vă propun, dar e fără înscriere nominală, e doar cu inima. Mișcarea darului ne dă două lucruri imense. Este mișcarea lui Iisus în inimile noastre. Înainte de toate, mișcarea darului este o terapie. L-am ascultat pe Iisus în Evanghelie cum este într-o continuă mișcare. Merge în casa lui Petru, aude că soacra lui este bolnavă, o vindecă, după aceea aud că este acolo, vin mulți bolnavi la el, îi vindecă și îmi pune mâinile. Dimineața de vreme se trezește, merge să se roage și când Petru îi spune: toți te caută, vino că aici e succes, spune: trebuie să merg și în altă parte, să duc și în altă parte acest dar. Slujește Hristos, merge la toți. Este mișcarea darului ca o terapie. Am fost foarte surprins când am găsit că terapie, acest cuvânt, vine din limba greacă și știți ce înseamnă? Slujire. După aceea a devenit grijă, îngrijire. Terapie înseamnă slujire, slujirea celuilalt pe care l-ai în fața ta. Iisus este medicul nostru, este terapeutul nostru, adică este slujitorul ființei noastre,
pentru că ne redă fiecăruia dintre noi capacitatea de a fi un dar pentru alții. Ce a făcut cu soacra lui Petru, care era bolnavă la pat? O vindecă și imediat ea a început să-i slujească pe ceilalți. Iată care este terapia darului. Iisus intră în viața noastră prin Sfânta Împărtășanie și ne spune, ne vindecă, slujindu-ne și spunându-ne: și tu poți deveni un dar pentru alții. Tu poți fi dar pentru cei din jurul tău. Poți tu să fii terapeut, adică slujitor pentru cei din jurul tău. Aceasta este mișcarea darului. Este o terapie, adică este o slujire. E adevărat că noi punem multe opreliști, rezistențe acestei terapii sau slujiri, pentru că de multe ori rămânem doar la frângerea inimii. Suntem frânți din diferite motive și uităm că scopul frângerii este de fapt dăruirea. Și așa rămânem. Cum pot eu să dăruiesc ceva celor din jurul meu dacă eu n-am primit destulă iubire? Dacă eu nu am fost îngrijit cum aveam nevoie, poate când eram mic sau poate când eram adolescent? Cum pot eu să fiu un dar pentru alții dacă eu am dramele mele, am conflictele mele, am neajunsurile mele, falimentele mele? Nu pot fi un dar pentru alții. Tocmai acolo intră Hristos cu darul său și spune: așa cum ești tu, dacă mă primești pe mine, devii un dar pentru alții. Mai mult, primind Sfânta Împărtășanie, noi înșine, cu bolile noastre, cu dificultățile noastre, descoperim că putem dărui altora ceea ce pare că nu avem. Alessandro Manzoni, un autor, îl cunoaștem, italian, extraordinar, dar face parte și din literatura universală, are la un moment dat o rugăciune, un text foarte frumos pe care vi-l citesc. Se numește Dăruiește ceea ce nu ai. Ocupă-te de cel de lângă tine. Dăruiește celorlalți lumina pe care crezi că nu o ai. Speranța pe care o simți clătinându-se în tine. Încrederea care ți este pusă la încercare. Îmbogățește-l pe celălalt cu sărăcia ta. Fă un cer senin din furtuna pe care o ai în interior. Iată, ceea ce nu ai, îți va fi dăruit. Acesta este paradoxul tău. Îți vei da seama că treptat în inima ta va intra o bucurie, va invada ființa ta bucuria de a fi un dar pentru alții. Dar mai întâi intră în acțiune, intră în mișcarea darului. Dăruiește ceea ce crezi că nu ai, pentru că nu, ne spunea Nicu Scheinhardt, dăruind vei dobândi. Al doilea lucru pe care îl dobândim în această mișcare a darului lui Hristos este ceea ce ați auzit deja, bucuria. O bucurie simplă, o bucurie profundă, o bucurie de a putea împărtăși. Clive Staple Lewis, unul dintre cei mai importanți autori creștini ai secolului al XX-lea, a scris o carte despre convertirea sa la creștinism, era ateu, a devenit creștin, care are următorul titlu: Surprins de bucurie. În momentul în care noi începem să ne dăruim pe noi înșine, la un moment dat ne va surprinde o bucurie neprodusă de noi, chiar necăutată de noi. Este bucuria care vine odată cu dăruirea. Vedeți, noi suntem uneori convinși de altceva, convinși că trebuie să căutăm întru totul și cu toate mijloacele pe care le avem o satisfacție, o bucurie, un fel de împlinire. De fapt, noi cu toții am făcut la liceu piramida lui Maslow, am văzut acolo cele 5 trepte, avem nevoi fiziologice, avem nevoi de siguranță, nevoi de apartenență, nevoia de stimă de sine și în maxim, acolo sus, este nevoia de autorealizare, în care fiecare dintre noi, ne spune Maslow, trebuie să-și atingă maximul capacităților sale. Dar este o nevoie a mea cu privire la mine. Și atunci noi uneori credem, da,
Eu mă autorealizez când voi avea maximul, nu știu, de inteligență, voi avea maximul de succes, voi avea maximul de nu știu ce. Și de fapt se întâmplă un lucru interesant. Bucuria ne fuge din mână atunci când vrem să avem maximul doar din noi înșine. Spune Sfântul Toma de Aquino un lucru extraordinar. Bucuria, satisfacția, e o consecință. E consecința unor valori pe care tu le îmbrățișezi. E consecința unei dăruiri. Vă va spune orice dependent care a ieșit din starea sa de dependență că, de fapt, mecanismul dependențelor este următorul, fie de orice tip de substanță. Îți propune o anumită plăcere, o anumită bucurie, dar apoi tu devii din ce în ce mai însetat de acea bucurie, plăcere. Și atunci trebuie să mărești doza. Dar o mărești, o mărești pentru că de fapt acea plăcere nu te satură, pentru că mărește golul din tine. Și la un moment dat ori trebuie să o termini, ori te autodistrugi. Ca să-ți dai seama că bucuria, plăcerea, satisfacția nu e un scop în sine, este mereu o consecință a dăruirii. Iată bucuria pe care ne-o dă Domnul, o consecință a valorilor pe care le îmbrățișăm, dar nu valori abstracte, ci o persoană, Iisus Hristos. Închei aceste gânduri adresându-vă o întrebare. Cum să trecem de la ceea ce fac pentru alții la cum pot fi eu un dar pentru alții? De multe ori lumea noastră pusă pe eficiență spune: dacă eu fac lucrul ăsta pentru tine, înseamnă că ți-am făcut un dar. Pentru a fi creștin, pentru a intra în mișcarea darului, pentru a fi vindecat, pentru a deveni terapeut, pentru a primi bucuria, trebuie să fac această trecere. Nu ceea ce fac eu pentru alții, ci cum pot fi eu un dar pentru cei din jurul meu. Dacă mă limitez doar la a face ceva pentru alții, acel lucru cu siguranță va avea niște efecte, dar de fapt nu va molipsi, nu va dărui. Gândiți-vă în viața dumneavoastră când ați fost molipsiți de persoane care se dăruiau prin ceea ce făceau și alții care au făcut lucruri extraordinare, dar care nu v-au transmis nimic. Este un fenomen foarte profund, misterios, pe care psihologia nu reușește să-l explice. Când ești în mișcarea darului, mă lipsești. Când doar faci lucruri pentru alții, nu se știe ce se întâmplă. Mișcarea darului ne întreabă astăzi: cum pot fi eu un dar pentru alții? Și acum chiar închei. În aceste zile v-am invitat de mai multe ori să luăm în serios tinerele generații. Avem nevoie, dragi frați și surori în Domnul, să stăm alături de tinerele generații, de copii, de adolescenți, de tineri. Nu doar să facem lucruri pentru ei, să fim un dar pentru ei, să fim un dar prin urechea noastră care îi ascultă, prin ochii noștri care privesc ce se întâmplă în inima lor, prin tot ceea ce suntem să fim un dar pentru ei. Depinde viitorul nostru de ceea ce noi facem ca și daruri pentru alții. Cum pot fi eu un dar pentru copilul, adolescentul, studentul care este lângă mine? Știți ce se va întâmpla? Veți primi un dar și de aceea e bine să-i spuneți deja mulțumesc. Sfântul Ignațiu de Loyola a stabilit că toți cei iezuiții care erau în congregația lui, indiferent ce misiune aveau, trebuiau într-un fel sau altul să facă cateheză cu tinerele generații. Gândiți-vă că a trimis niște minți luminate la Concilul din Trento, unde se discutau lucruri extraordinare, oameni savanți, dar cu condiția să aibă cateheză cu tinerele generații. De ce? Pentru că se dăruiau tinerilor generații, dar mai ales pentru că ei primeau și ei un dar. Cât ori fi fost de inteligenți, cât ori fi fost ei de pregătiți, când ești în contact cu viața care crește, atunci ești în contact cu darul care poți deveni. Pentru că noi, de la o anumită vârstă, devenim rigizi, schematici. Avem nevoie să fim alături unii de alții.
pentru a rămâne în mișcarea darului lui Iisus. Lăudat să fie Iisus Hristos!